Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată familia Dumitrescu, însă înainte de a începe vreau să vă urez și eu, bineînțeles, un Paște fericit celor care sărbătoresc această zi importantă, iar înainte de a începe nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați, astăzi fiind o zi extrem de importantă, bineînțeles și în familia Dumitrescu va exista o mică petrecere și o să vedeți ce invitați avem, bineînțeles. Bănuiesc că ați văzut și din titlu acest lucru, așa că haideți să dăm și noi drumul la joc să vedem ce se întâmplă în acest episod. Mai Gheorghe, vezi că astăzi o să avem invitați pe la noi. Dar cine vine, dragă? Păi am vorbit să vină Cuscra, Cuscru și cu Valentin, facem și noi o masă, ce naiba? Aolo, da? Mai, atunci ce să mai, avem totul pregătit? Păi eu o să pregătesc niște lucruri, am mai pus-o prin frigider pe acolo. Mamă, să știi că eu am vorbit cu Valentin și urmează să ajungă la noi. Bine, draga mea, bine, bine atunci. Hai, Gheorghe, fii și tu pregătit, lăsăm tot ceea ce a fost între noi. Astăzi vreau să mă simt bine că este o zi credincioasă astăzi și vreau ca lucrurile să iasă frumos, să nu cumva să deschizi vreun subiect cu Cuscra sau cu Cuscru, că ne supărăm rău de tot și nu vreau să strizi ziua asta. Știi că era foarte importantă pentru maica mea. Ia uite că mă sună și Emilia, dar ce naiba o mai vrea acum? Nu-i mai răspund la asta, cred că vrea să-mi zică ceva cu Paștele, dar nu vreau să-i mai răspund că m-a supărat tare rău în ultima perioadă. Așa că vezi că eu mă duc la bucătărie să mai fac niște pregătiri și tu, când o veni cu scris, să fii și tu ca un bun musafir, să nu te comporți ciudat sau ceva. Deci, exact cum ți-am zis, lăsăm totul deoparte pentru ziua asta. Nu deschidem subiecte, nu absolut nimic, nu vreau să mă fac de râs. Eu am vorbit și cu fiecata și am zis că este de acord. Da, draga mea, stai liniștită, nu e nicio problemă, nu voi deschide eu subiectul, mie mi-e frică mai degrabă de tine să nu deschizi gura pe acolo. Hai mai, termină-te că eu nu fac chestii de genul ăsta, hai că mă duc la bucătărie să pregătesc. E, dragilor, după cum ați văzut, urmează să vină Cuscri în vizită acasă la familia Dumitrescu, așa că o să pregătim și noi aici niște lucruri înainte de a veni invitații. O să facem câteva preparate destul de drăguțe pentru că trebuie să-i servim cum trebuie, așa că o să așteptăm până vor veni aceștia la noi pentru că au ceva drum de parcurs până să ajungă acasă la familia Dumitrescu. Ia uite aici ce de pregătire am făcut. Vezi că am pus pe masă câteva chestii și am pus și în partea cealaltă. Dacă ele spui tu că avem toate lucrurile puse pe aici, mamă, da, ce bine miroase. Foarte bine ai făcut, avem preparate aici. Păi hai, gata, pregătirea, că uite ce că trebuie să ajungă în curând. Mai Ștefania, când ajung, mă? Mamica, sunt pe drum din ce am înțeles. Bine, bine, hai, pregătiți-vă că nu vreau să ne facem de râs. Ia, vedeți că cred că au ajuns. Stai că mă duc eu, mamica, imediat acum la ușă. Păi hai, du-te și fă primirile. Ah, da, bine ați venit. Ah, bună Ștefania, drăguță, ce faci? Haideți, intrați înăuntru. Valentin, haide, te rog, înăuntru. Bună, draga mea, acum vin. Da, Cuscra, unde este? Păi, eu cred că este jos, vă așteaptă acolo. Ah, ia uite-te, dar ce v-ați mai luat pe aici prin casă? Oh, da, bine ați venit, ce onoare. Ah, la Cuscrule, bine te-am găsit, ce faci, dragule? Uite, bine, vă așteptam, dar unde-i Cuscra, că parcă nu o văzui pe aici prin casă? Cred că e pe sus adus. Măi, Magdalena, vino mă jos, că uite, au venit invitații. Da, dragă, acum vin, ho, așteaptă că mai nebunit de cap. Bună, Cuscra, ce faci? Oh, bună, draga mea, uite bine tu. Uite și eu bine ce pot să zic. Ia uite că vine și Cuscru. Hai, luați un loc aici, veniți că am pregătit de toate. Mă da, Valentin nu vine, ce s-a întâmplat cu el? Mă da, mama a zis că vine și el imediat. Hai, Cuscre, vino și așa, stai acelea la masă. Ia ziceți, dragă, ce ați mai făcut? Nu prea multe, cu munca, știi cum e acum. Da, și eu la fel, mi-am luat concediu astăzi. Ia zi, Cuscre, până la urmă, cum e cu nunta? Știi că am trecut printr-o situație de asta dificilă, o să urmeze, îți dai seama. Da, vă anunțăm noi și vă spunem mai multe chestii. Bine, Cuscre, bine, atunci să știi că îmi pare tare rău prin chestia prin care ai trecut. Da, știu, asta e, ce să facem? Dar voi unde vă duceți, domne? N-ați terminat de mâncat? Ba da, am fost să-mi iau o prăjitură de aici. Băi, Vasile, pune-te la masă odată și mănâncă, că uite, a făcut Cuscra aici meniuri. Mă, da, să-l cheme cineva și pe băiatul meu, pe Valentin. Haide, băi, odată, vină în coacă, uite, a făcut aici soacră ta mâncare și tu te-ai dus pe sus pe acolo. Da, acum veneam.
Hai, Valentina, așează-te și tu, ia și tu și mănâncă. Da, draga mea, acum. Hai că mă duc până sus, că vreau să vorbesc ceva cu Cuscra. Mamă, dar ce vrei să vorbești? E, lasă că știu ce am de discutat acum, stăm să vorbim pe aici. Auzi, mă, tată, dar ce-o discuta sus? Nu știu, draga mea, mie doar mi-a zis să am grijă să nu vorbesc de lucrurile ce s-au întâmplat în ultima perioadă. Mai, dar unde s-a dus Cuscra, că n-o văd? Unde s-a... E în cameră la noi, ce naiba face acum? Cuscra, unde te-ai dus aș? Se pune în cameră la tine, dragă. O să ieșim imediat, vreau să vorbesc ceva cu Vasile, important. E, păi da, și ce, nu a putea să vorbiți aici? A trebuit să vă ascundeți, ce naiba? Ia zi-mă, Valentin, tu cum mai ești? Ești bine, sănătos? Da, doamna Magdalena, sunt ok. Mă bucur, te înțelegi cu fata, totul bine? Da, da, cum să nu ne înțelegem, foarte bine. Auzi, știi ce mă gândeam? După nuntă nu vă gândiți și voi să faceți un copil, o chestie, ceva? Păi nu știu ce să zic, încă n-am vorbit cu Ștefania de chestiile astea. Păi ia să vă gândiți că trece naiba timpul, uite acum, mâine, poi mâine faceți peste 30 de ani și nu mai faceți copii. A, ia uite, la fix ai venit, uite, vorbeam cu băiatul și îi spuneam dacă ați vorbit și voi de un copil ceva. A, mă, mama, lasă-mă în pace cu astea, știi că nu se discut lucrurile astea. E, dar ce v-ați adunat, bă, toți aici la bucătărie? N-ați gătit suficient? E, ba da, da, uite, mai vreau să fac ceva pentru Cuscra, interesant. Da, unde s-au dus? Păi, ci că sunt pe la noi în cameră, că au ceva de discutat, dar nu știu ce-or discuta atâta. E, lasă-i acolo dacă vor să discute, ce să mai. E, hai că vă pregătesc acum ceva bun aici, dar eu zicea că stați și voi jos acolo, nu stați aici cu mine în bucătărie. E, păi am zis să stăm și noi cu dumneavoastră acum. E, da, ia, ia să vezi ce am pregătit aici. E, niște clătite extraordinare. Hai, veniți de luați de aici. Hai, veniți de luați niște clătite, că uite, sunt acum calde făcute. Hai, Valentin, mama, ia și tu de aici o clătită, că sunt foarte bune. Mă, dar Cuscra chiar că mă și supără. Uite, s-a dus și stă numai acolo în cameră, că mă duc acum peste ei, dar ce să facă la noi în cameră, mă, Gheorghe? Nu știu, bă, dragă, du-te dacă vrei peste ei acolo. Eu știu ce naiba de treabă ori avea. Ia du-te, mă, Ștefania, și vezi ce fac acolo, că mă apucă și nervii acum. Da, mama, hai că mă duc imediat. Auziți ce faceți în cameră? Hei! Aolo, doamne, vai, îmi cer mii de scuze. Vai, nu știu cum să reacționez. Aolo, doamne, ce m-am și speria să-mi sară inima. Ia zi, mă, Ștefania, ai vorbit ce fac acolo în cameră? Mama, aveau ceva de discutat așa, nu știu. Ma, da, ce să discutem atâta? Au venit la noi la sărbătoare aici ca să stea la discuții, ce naiba. Mai, Valentin, spune-le, mă, și tu alor tăi să vină să stea cu noi, ce naibii. S-au dus să stea acolo în cameră. Mai, o să știi că mă duc peste ei acum, gata, că ce naiba atâta? Păi, da, eu am pregătit atâtea chestii și ei nu mai vin o dată aici. Ia stai că mă duc eu peste ei. Mă, Valentin, trebuie să le spui, mă, și tu că au venit la noi aici să se simtă bine, nu să stea închiși în camera acolo. Cuscra, vezi că vin peste tine în cameră. Ce naiba, ați venit în vizită la noi ca să face să stați acolo în cameră? Dar ce discutați atâta? Haide mai o dată, Camelia, ce naiba stai atâta acolo? Da, dragă, hai că vine acum. Păi, da, ce naiba, v-am invitat la noi și voi stați acolo în cameră. Las-o naiba de treabă, mai este și ziua sfântă. Auzi, măi, Magdalena, voiam să te întreb o chestie. Gheorghe, ia lasă-ne puțin, că avem de discutat. Mie mi-a ajuns la urechi niște chestii, că ai niște probleme în familie. N-am, draga mea, nicio problemă. Ce, de unde ai auzit tu lucrurile astea? Mai, Gheorghe, pleacă-te, rog eu frumos, de aici, că vreau să discut ceva cu Cuscra. Da, draga, hai că plec acum. Ia stai, mă, Cuscra aici puțin, că vreau să mai te întreb niște chestii. Eu am auzit că ce că aveți niște probleme grave aici. N-am, dragă, nicio problemă, ce ai? Eu nu știu de unde ai auzit tu lucrurile astea, dar să știi că la noi nu este nicio problemă. Păi, știi ce am auzit? Că cică Cuscru a făcut niște chestii de astea mai ciudate. Nu e adevărat, nu știu de unde ai auzit. Astea-s minciuni, e lumea care ne vrea rău. Dar ce faceți, plecați? Păi da, plecăm, că mâine mergem la serviciu, draga noastră. A, Cuscru, stai mai puțin, ce reba, gata și plecați. Păi da, n-ați, tată, n-am apucat să discutăm și noi deloc. Stați, mă, și voi mai stați puțin pe la noi pe aici. Cuscrei, de ce pleci, bre? Stai mai, stai nițel aici. Zi-mă, Camelia, de unde ai auzit tu lucrurile astea? Haide jos, că-ți zic acolo mai multe. Ștefania, ia du-te, mama, până sus. Mai, deci a fost o vecină care cică stă aproape de voi aici și mi-a zis că ați fost cu scandal la o vecină pe aici, că a făcut un copil cu asta. Nu e adevărat, nu știu de unde ai auzit lucrurile astea, să nu mai asculți la lume. Gheorghe, auzi, mă, ce zice Cuscra, că cică s-a întâmplat niște de-astea ciudate pe la noi prin față. Nu e adevărat nimic, Cuscra, stai liniștită. Păi, dar ce naiba, noi suntem oameni serioși, mai. Da, mai, Magdalena, te înțeleg, dar uite, vezi că lumea vorbește și n-am vrea să ne facem de râs așa înainte de nuntă să ne trezim cu vreo discuție.
Nu, nu e nimica, nu e nimica, stai liniștită, da? Nu se pune problema la noi în familie așa de chestii de-astea. Păi da, că eu am vrut să fiu sigură de lucrurile astea, să nu cumva să avem vreo situație. Da, na, stai liniștită, pus, cred că nu e nimica, noi suntem bine sănătoși și acum uite că trecu aproape doliu, o să înceapă să ne pregătim în continuare de evenimente, de toate lucrurile astea. Ia uite ce de mizerie aici, băi, trebuia mă să luați mă mizeria asta, mi-ați lăsat-o în cap aici. Auzi, și până la urmă tu ți-ai luat rochie și toate astea? Da, mi-am luat absolut tot ce trebuie. A, ia uzi, și ți-ai de-aia lungă sau chestii? Da, mi-am luat așa orice, nu prea vreau să spun foarte multe, că vreau să fie o surpriză. Mai Gheorghe, ce n-ai mai dat pe drumul ăla la televizor? Tu nu vezi că noi discutăm aici, ai venit tu repede cu televizorul? Du-te sus și uite-te la televizor. Hai mă, cuscă, nu mai fii și tu așa aprigă. Hai mai lasă-mă pace că mă nebunește de cap câteodată, parcă am bătrânit și s-a prostit rău de tot. La noi să știi că nu prea avem probleme, eu las pe Vasile să facă cam ce vrea. E, lasă, la tine familie e o treabă, la mine e altă treabă. Să știți că eu nu mai pot să stau foarte mult, că a plecat bărbatul și trebuie să mă duc și eu acasă. Păi da mă, cuscră, bine atunci, să știi că eu m-am bucurat tare mult că ați venit pe la noi. Ah, ia uite, m-a luat și durerile de spate. Măi, Ștefania, ia vină mancoa. De unde știi asta de problemele noastre din familie? Nu știu, mamă, să zic nimic, chiar habar n-am. Vezi că asta stă cu ochii pe noi, ca pe butelie, nu poți să faci nimica de ea. Nu cred că, mamă, ce... Mai eu spun că asta e cu bârfele, dar nu se poate. Uite ce dansează cu Gheorghe acolo. Doamne, îți ferească Dumnezeu un zi de sărbătoare. Și rest, cum sunteți? Bine, drăguța mea, Ștefania. Totul bine, uite, dar ce rochie frumoasă ți-ai luat. De unde ai rochia asta? A, mi-au cumpărat oi mei. Vai, da, uite, și transparent, așa. Băi, Gheorghe, mă, de unde știem asta de probleme? Nu știu, draga mea, habar n-am să zic acum. Hai că să-mi stea și inima să nu mai vă să leșim pe acolo când am auzit-o. Nu știu, bă, las-o în pace să vorbească, că oricum n-are nicio dovadă, nu știe nimica. Da, eu știu, dar uite, vezi cât de repede să ajunge la urechile la oameni. Care naiba nu o vrea rău acum în zi de sărbătoare să ne spună nouă lucrurile astea, să bârfească pe la alții? Mai cuscră, dar ce faci acolo? E, uite, mă uitam și eu la tine la baie aici, ți-ai făcut foarte frumos în baie, îmi place foarte mult cum se vede. Da, da, bărbatul meu, el se ocupă de treburile astea. Să știi că mi-aș lua și eu un jacuzzi de ăsta. Păi și nu-ți iei? Și vezi că vreau să mai vin și eu pe la voi prin vizită, că n-am mai fost de mult. Da, vino cuscră, când dorești, nicio problemă. Hai să știți că eu am plecat la... Ceau cuscre, te-am pupat, s-o pup și pe cuscra. Bine, la revedere. Gata Magdalena, hai că a plecat și ea acum. Aolo, bă da, dacă cu ăștia când e o întâlnire e așa, nu știu, tot timpul trebuie să stau ca pe ghim, nu știu ce naiba. Mă, Ștefania, pe tine te-a apucat dansul, ce naiba? Păi da, mă, mamă, ce naiba, nu este zi de sărbătoare? Ba da, draga mea, dar eu mai stai și tu, mai vorbim și noi pe aici. E, nu mai stau, eu plec. Da, mai, deci mama m-a disperat dacă spun așa ceva. Vezi că de mâine încep iarăși căutările și informațiile ca să vedem ce s-a întâmplat acolo. Bă, te nebunești cu chestiile astea. Lasă-le, mă, așa cum au căzut. Cum să le lasă așa, tu ai nebunit la cap? Lasă că rezolv eu, nu-ți fă tu griji. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești în descriere. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Așa că eu sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați că urmează episoade din ce în ce mai periculoase, importante pentru această familie. Însă eu vă mulțumesc că vă place această serie. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like. Aștept și comentariile voastre. Totodată vă urez un Paște fericit alături de familia voastră. Iar până data viitoare, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!